Cine a regizat videoclipul? Eu? Pe parcursul la câte zile s-a filmat? 3 zile. Iulie, august. O zi în parc, la 7 dimineața. O zi în supermarket. Și am mai filmat noi o zi undeva pe un acoperiș, prin Cotroceni și după un gang, tot din zona. Pe temperaturile alea criminale de 50 de grade. A fost ca la Bani. La Bani fugeam toți, odată la 25 de minute, în izbeciul casei, unde puteai să respiri, ca altfel nu aveai nicio șansă. La un moment dat, la o intersecție, cineva s-o vine la tine și îți spală parbrizul. Totuși este un personaj pe care l-am mai văzut de câteva ori în multe videoclipuri. Celebrul, deja celebrul Eugen, aka Tiberi Popovici, prietenul nostru, pe care îl integrăm în tot ce putem să integrăm, la fel ca și pe casier. Casierul este Florinel, tovarășul nostru, care este cu noi de la tu, e barman. Acum e casier, am mai fost barman pe la Grasfix să fie clip. Pentru Spike, visele au devenit realitate. Da, visele devin realitate la modul... Te chinui puțin, nu stai și visezi, că nu se pune problema așa. Doar dacă ești tâmpit. Se pleacă în retur în curând. Ce te aștepți de la retur? Să ajungă și oamenii care nu au ajuns în tur. Și din câte am aflat și câte am auzit, deja se strâng. Ceea ce e foarte tare. Și apropo de faptul că urmează să apară 4 videoclipuri în următoarea perioadă, purtând semnătura Spike, Guess Who, sau Spike și Guess Who. 4. Wow. Care este următorul videoclip? Produs de tine, regizat de tine? Păi, în realitate, după aia urmează Guess Who. Da. Poți răspund și piesa? Nu. Urmează un clip al lui Guess Who, foarte interesant, foarte de mișto. Cred că mai vorbim și de ideea. A cărui premieră va fi săptămâna viitoare. Să sperăm că se lucrează. Deci ești foarte productiv în ultima vreme. Da, eu îi zic că nu mai am timp. Doar pe zona de hip-hop sau...? Nu, am început să socializăm și cu altă lumea. E greu? Nu, dar e dubios la început, adică nu e hip-hop, e altceva. Îți trebuie o altă comunicare. E interesant. Ne facem prieteni peste tot. Mulțumim mult și succes! La fel.